Echipa de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua București va pleca la sfârșitul acestei săptămâni într-un cantonament de pregătire în Antalya. Înaintea meciurilor de verificare din Turcia, antrenorul Marius Lăcătuș a prezentat programul din următoarea fază de pregătire, dar a anunțat și noile achiziții. Punct de vedere sportiv, sigur că în acest moment beneficiem de un lot care cred eu că este din punct de vedere valoric mai ridicat decât ceea ce am avut în turul campionatului. Și sper ca împreună cu jucătorii care avem la dispoziție să ne atingem în acest an obiectivul care a fost propus și bineînțeles acceptat de către noi toți, și anume promovarea în Liga a treia. Au plecat câțiva jucători care din diferite motive, nu neapărat faptul că ei din punct de vedere calitativ, sportiv, nu puteau face față cerințelor noastre, dar au fost și alte motive pur familiare sau de altă natură și am renunțat la ei. În locul lor au venit cei patru jucători și mă refer aici la Plăcintă Mihai, Drăgușin Cristian, Stoica Florin și Mihai Cosmin. Plus, sigur că trebuia completa lotul și dacă vrem să gândim în perspectivă chiar vis-a-vis de ceea ce spunea domnul Neagoie, din lotul echipei mari, în acest retur de campionat, vor face parte și patru jucători de la juniorii Republicania și mă refer aici la Moisie, la Tudor, Adi Ilie și Nițu, jucători care au intrat în programul de pregătire al echipei de seniori. În ceea ce privește programul echipei, vi s-a spus, noi am început pregătirile pe data de 16, din 23 până pe data de 1 am avut un cantonament în București cu sesiuni de două antrenamente aproape în fiecare zi, după care am avut jocul amical, am încheiat cantonamentul cu jocul amical de la Voluntar 2, un joc pe care l-am câștigat și eu i-am felicitat pe jucători pentru faptul că era primul joc de verificare, iar atitudinea și jocul în sine mie mi-au plăcut, sunt semne bune. Iar în partea a doua a pregătirii, și mă refer aici la jocurile din Antalya, sigur că vom întâlni poate adversari care din punct de vedere valoric sunt peste noi, dar nu ne-am făcut un obiectiv din a câștiga neapărat toate jocurile amicale, ci de la joc la joc să încercăm să ne îmbunătățim jocul nostru, atât